Uite, poți să te uiți la asta aici. Aici Ibe, acolo e roșu, sus geamul e roșu, toate geamurile e roșu. Hai să nu se vede. Mai zâmbea la cameră, Vasile. Hai, nu fi rușinat. N-a spune ce ai făcut la școala de vară. Poftim? Zilele astea? Să vezi cum se vede. Zilele astea? Am la after school, am pictat. Mai am fost la teren. Cred că nu v-am dus. Acolo avem noi orchestra noastră de apă. Așa. Am fost la pescuit. Unii au fost la pizzerie. Am fost și la piscină, din câte știu eu. Da. Ai fost? Nu. Deci? M-a avut de lucru. Da. Dar unde mergi tu să te relaxezi? Nicăria. Tu te relaxezi peste tot, așa e? Da. Altă întrebare? Ce luăm interviu la mama lui Paul? Nu, luăm interviu așa la persoane mai bătrâne. Cred că ele au ce să ne zică. Dar de tot. Bună ziua! Luăm interviu la calul ăla, vezi? Da. Eu vreau doar să-l filmez, nu trebuie să ne-am întrebat. Ne lăsați să filmăm în car. Era cu car, mănâncă copacul. Bună ziua! Ce faceți? Iar mă prindem și... Ce cu calul? Cum o cheamă pe ea pe dumneavoastră? E cal! Nu, cum o cheamă pe calul? Nu e apă! Nu e apă, că e cal! Cum o cheamă? Voicu! Voi! Câți ani are? 8! Voi să vă trăiască! Bună ziua! Ce faceți? Stau la umbră. Da? Cum vă numiți? Vasile. Câți ani aveți? 70. Mulțumesc. Nu vă deranjează turiștii care trec toată ziua pe aici? Nu. Nu? Nu veniți să vă mai iei și alți interviu? Une. Să mai vin. Vreți să vă prind? Mai încolo? Păi am venit noi, vreți să vină și alții? Nu. Ia la casa noastră, și aia e. Mimi, vrei să vezi cum trage iapa ca... Să nu trebuie domnul de școala de vară. Ați auzit de școala de vară? Cum? De școala de vară, ați auzit? Am auzit. Și ce părere aveți despre ea? Da, băi, acum n-avem curent, că nu eram afară. Da? Lucrează ieșea la curent și nu... Nu ne puteți filma, că da. Nu eram afară. Ce că... semnifică tatuajul dumneavoastră de pe mână? Ăsta? Da. De 50 de ani. Poți să-l filmezi? Da. Ăsta de 50 de ani. Da? Da. Ce semnificație? De când am fost de 20 de ani. Și da? Acum am 70. Și l-ați făcut nu. Pentru ceva fată sau? Nu. N-am avut ce lucra în armată. Nu, mă interesează cu nimic. Nu? Ați auzit de școala de vară? Nu merg nepoții, dacă aveți școala de vară. Nepoata mea e student. Oh. Și nu am numai o nepoată. Oh, să vă trească. Vă mulțumesc. Vă plac turiștii care vin acum la noi? Vă deranjează? Nu mă deranjează că nu-i cunosc. Că eu stau la distanță de 7 km de aici, pe un deal, și nu prea văd oameni care să mă deranjeze. Deocamdată nu a apărut nimeni. Și îi primiți dacă vii. Da, cum să nu. Da. Ok, mulțumesc. Îmi pare rău că v-am... Atât? V-am stricat. La revedere. Da. Să rămân. La revedere. Bună ziua. Bună ziua. Aveți un meu pentru interviu? Nu, puiuțule, că eu sunt bătrână și nu știu ce să vorbesc. Păi vă punem noi întrebări și nu. Bine, mulțumim. Adelina, putem să ne luăm un interviu? Și Silvana vrea să-i luăm un interviu. La ce interviurile? Dar pe vântul ăsta, că nu dau bine pe stică. Da, așa, pe vântul ăsta să-ți luăm interviu. Ok, Adelina. Da. Ce părere ai despre școala de vară? Îți place sau? Da, mă inspiră. Da? De ce ai ales să vii aici?
Pentru că am fost și anul trecut și am întâlnit niște oameni extraordinari și pentru că, cum am spus și mai devreme, mă inspiră, știi? Și mă face să mă schimb și pe viitor și e fain. Bună ziua! Loran Maxim. Bună! Am venit 25. Ce vă aduce prin Telciu? Școala de vară de la Telciu. Cu ce vă atrage? Am ținut un atelier aici, ghid imaginar al Telciului. Salut! Ce faceți? Bine, bem cafea. Cum vă numiți? Maria. Maria? Tiberiu. Ce părere aveți de școala de vară? Școala de vară e o chestie minunată care ar trebui să se întâmple mai des. Nu numai vară, ar putea fi și școala de primăvară, și școala de toamnă, și școala de iarnă. Bună ziua! Bună ziua! Cum vă numiți? Mă numesc Valer Simeon Cosma. Sunt din Telciu. Și mai ce sunteți? Păi ce sunt? Organizatorul școlii de vară de la Telciu. Unul dintre organizatorii. De unde v-ați inspirat? De ce? N-am avut un model să mă inspir de undeva anume. Din discuții, a fost o chestie stabilită cu colegii, cu Ovidiu Țichidea, care este aici de față. Bună ziua! Bună ziua! Cu Manuela Boatca, care este jos pe terasă, ea și cam noi trei am fost în prima fază și după aia s-au mai alăturat și alți oameni proiectului. Am încercat să pun, să facilitez accesul la niște lucruri de care eu și generația mea nu am avut parte și știu că pot fi importante în formarea. Și se par interesați tinerii? Eu zic că da. Din start am vrut să fie cel mai variate activități care să fie și pentru copii, și pentru oameni din comunitate, dar și pentru studenții care vin. Ateliere de desen, de vorbit, de filmat. Ați observat schimbări de la ediția trecută la ediția asta? Da, mari. În comunitate? În comunitate? Comunitatea are ritmul ei. Dar sunt schimbări, da. Deci, de fiecare dată când e cald, și de fiecare dată când prinde mila colegilor noștri care nu prea ne lasă în pace și care ne chinuie cât mai pot un an în care mai stăm împreună, ne iau toate sticlele posibile găsite prin coșurile de gunoi, le umple cu apă și ne udă. La noi, la școală, dacă facem așa ceva, ne scade nota la purtare. Da? Dar da. Unde ești la școală? La George Cușbuc în Cluj. Bună ziua! Bună. Aveți un pic de timp să vă luăm un interviu? N-am timp, că am de lucruri. Mă, tu stai la muncă. Mersi. Mamă, hai să luăm. Hai să-i luăm la Traian. Dacă vreți să-l țin eu, să vorbiți voi. Dar mă doare mâna, dar punem așa. Da, păi dăm cu una fiecare. Bună ziua! Aveți un minut pentru un interviu? Da, și mai mult. Aveți? Da. Cum vă numiți? Peri Rus. Cu ce vă ocupați? Nu se vede. Nu se vede. Ați venit să vedem la școală? Da. Mă bucur. Nu, am zis să băgăm curent mai bun. Da? Da, băgați-ne, vă rugăm lucrurile. O să-l băgăm și noi. Ați auzit de școala de vară? Nu, dar am auzit, de fapt, dar... Ce părere aveți? Păi am ieșit de școală, nu mai-s curios. Putem să vă luăm un interviu? Dar nu prea mult, că n-am timp. Cu hainele astea, nu se poate. Vă deranjează turiștii care au venit în Telciu? Nu! Nu? Nu. Ce părere? Foarte bine. Ce părere aveți despre școala de vară? Foarte, cum să cade. Ați participat la film și... Nu, că n-am avut timp. Bună ziua! Putem să vă luăm un interviu? Tati, nu vrei un interviu? Tati, ia un interviu. Nu vrei? Nu vrei interviu? Două mâniși. Nu vrei? Nu vrei? Nu vreau. Ca să vă relaxați, după punem nicăieri. Nu, deci da, nu vreți? Nu, da drumul la cameră, nu. Dumneavoastră veți interviu? E fata dumneavoastră, nu-i? De... Nu. Pune-l bine, că... Pune-l bine, nu înțeleam. Nu vreți? Opriți-o de tăt. Vreți? Bună ziua! Bună ziua! Puteți să vă luăm un interviu?
No, pentru ce să nu se mută? Bună! Bună! Cum te numești? Florina Homei. Câți ani ai? 22. Ce te ocupi? Sunt absolventă și îmi petrec timpul scrind articole, făcând materiale de presă la Observator BN. Eu am încercat să fac ceva prin care să fie cunoscut Telciu, adică am încercat să promovez oamenii care chiar fac ceva, nu doar din Telciu, ci din întreg județul. Nu-mi plac cancanurile, drept urmare încerc să fac materiale și reportaje de calitate. Am încercat să promovez și școala de vară atât cât am putut, pentru că sunt oameni faini care chiar fac lucruri faine. Hai, salut, poți să-ți iau un interviu? Sigur, cum să nu. Da? Ok. Cum te numești? Tom Păian Florin. Și câți ani ai? 19. Ok. Ce părere ai despre școala de vară? Ai auzit? Da, am auzit. Și? E o chestie interesantă, ceva care... E destul de bine, se întâmplă ceva. Ai participat? Nu, n-am participat, dar mi se pare interesant. La fel, n-ai fost să se referi? Ba, am fost să se referi. Da, cum ți s-a părut? Bine, este de bine. O să particip în anul viitor la ceva? Să sperăm că da, destul de interesant. Ai vreo problemă cu turiștii care vin aici să ți se Nu, de ce să am. Așa, nu. Dar nu-s rasist, de ce să am. N-am și probleme. Da, și acolo sus era grădinița mai de mult. Ce deci, pe scena asta, ce se întâmplă? Premierele și... Festivitatea, nu? Da, festivitatea. Și, nu știu, când mai sunt ceva... Spectacole, da. Am venit odată, nu știu ce fost. Au fost mai multe, fost și ansamblu. Da. Și eu fac karate și am venit. Da? Și eram disculță, îți dai seama, nu, să așa, în haine. Și aveți așa de nivelări, vezi cum spuse scândurile și da. De-așa am disculț. Ne împiedicam pe acolo, eram așa, foarte nașpa. Păi, mai de mult vei intervenții la ce noi. Ce gentul? De mare, de ce? Baia acolo. Și atunci cred că s-a făcut. Nu, știi că atunci s-a făcut. Știi ce la mișcări? Nu, are centurul ăsta, dar săraca nu știe nimic. Păi, sunt 7 centuri. Da. Și eu am a 5-a centură. Și în decembrie dau de a 6-a centură.